Salut! În urmă cu aproximativ o lună, codul rutier s-a modificat iarăși și de data aceasta a adus o schimbare în avantajul celor care ies pozitiv în drug testul poliției rutiere. Și acum o să vă spun care este acea modificare și mai ales de ce sunt eu de acord cu această modificare. Tocmai ți-a reținut poliția permisul de conducere și vrei să știi cum să-l redobândești mai repede? Sau dacă ești obligat să dai examen pentru a nu se majora suspendarea cu 30 de zile? Vrei să știi când și unde se dă testul de redobândire în orice județ din țară, dar și documentele necesare? Vrei să faci chestionare în aceleași condiții ca la poliția rutieră și să citești legislația la zi? Descarcă aplicația Redobândire Permis by Tavi Perțea, acum disponibilă atât în magazin Play cât și în App Store. În primul rând, vă rog să sesizați această nuanță pe care am folosit-o în intro-ul videoclipului, și anume că am spus că această lege este în avantajul celor care ies pozitiv în drug testul poliției și nu în avantajul celor care conduc sub influența substanțelor psihoactive. Atenție! Pentru că poți să ieși pozitiv în drug test, dar să ieși negativ în probele biologice care ți s-au recoltat și atunci dosarul tău va fi clasat. Și acum haideți să vă zic exact textul de lege, articolul 113, alineatul 1. Litera G spune așa că permisul de conducere se restituie titularului în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituțiile medico-legale autorizate, prin care s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive. Asta înseamnă că dacă ți s-a deschis un dosar penal pentru că ai ieșit pozitiv în drug test, în momentul în care au venit analizele de laborator și s-a dovedit că ați fost fals pozitiv în acel aparat, atunci o să primești permisul de conducere imediat cum au venit analizele. Și acum mi-am dat seama că de fapt s-ar putea să nu fie chiar imediat, că aici nu se stabilește un termen. Spune că se restituie. Când se restituie? Când au venit analizele? Când s-a propus clasarea? Dar haideți să vă spun acum care e procedura asta atunci când sunteți opriți de poliția rutieră și sunteți testat cu aparatul drug test. Ideea este că în momentul în care poliția te-a testat cu acest aparat, a ieșit pozitiv, tu ești obligat să te supui recoltării de probe biologice de sânge și de urină. Adică vei fi condus la o unitate spitalicească sau la medicina legală, acolo o să ți se recolteze probe de sânge și de urină și o să fii cercetat penal. Și pentru că polițistul nu are de unde să știe pe loc dacă este un fals pozitiv în aparat sau tu chiar ești sub influența substanțelor psihoactive, o să ți se rețină permisul de conducere fără drept de circulație pe toată perioada cercetărilor. Și aici este problema, pentru că cercetările pot să dureze în funcție de mai mulți factori. În primul rând, polițistul trebuie să aștepte rezultatele analizelor biologice. Și acum multă lume nu știe că aceste rezultate vin în maxim 7 zile, adică 5 zile lucrătoare. La București cred că vin și mai repede. Dar aici intervine o mare problemă care îngreunează acest proces de cercetare penală și multă lume se întreabă, domnule, dar de ce nu terminați dosarul mai repede, dacă știți că omul are nevoie de permis? Grăbiți-vă, da? În 3 zile aflați rezultatele și într-o săptămână, dacă au ieșit negative, închideți dosarul și dați omului permisul înapoi. Ei bine, nu e chiar așa. De ce? Pentru că statul român funcționează foarte greu, din păcate, și medicina legală nu eliberează aceste rezultate, da? Ei analizează acolo în laborator, știu că tu ai ieșit negativ sau pozitiv, dar nu le dă polițistului. Polițistul nu are o dovadă că tu ai ieșit negativ. De ce nu le dă? Până când nu se face plata. Statul, da, de la medicina legală spune, domnule, statul de la poliție, dă-ne banii, nu, adică mute-i din buzunarul ăsta în buzunarul ăsta, trebuie să se facă un raport de către polițist, dar justificativ, cum că să se vireze banii, trebuie să se trimită la aprobări, la șefi, după care șefii trimit la financiar, când au bani în plus, se virează undeva o dată pe lună, o dată la 2 luni, către medicina legală, și atunci aceste rezultate, chiar dacă ele au fost aflate după 3-4 zile, ajung la poliție undeva, din experiența mea, după 30-50 de zile, cam așa, dar maxim 2 luni de zile. Bineînțeles că dacă există o singură breșă, da, și polițistul este în concediu 30 de zile sau polițistul a avut o speță mai complicată unde s-a făcut o reținere, o arestare preventivă, unde a fost un accident grav cu 3-4 victime, cu părăsirea locului accidentului, atunci clar că dosarul tău rămâne pus deoparte și se fac activități în dosarele urgente de un impact mult mai mare și cu victime mult mai multe. Da? Așa se ajunge ca dosarul tău
să fie finalizat undeva în 6 luni, 8 luni de zile, pentru că legiuitorul a stabilit un termen rezonabil de finalizare a unui dosar penal, un an de zile. N-avem ce face, nu putem să aducem polițiști, da, peste noapte, să le dăm de lucru și să grăbim procedurile. Și după ce s-a dat clasare, el merge la parchet. Da, pleacă de la polițist cu propunere de clasare, ajunge la parchet. Procurorul nu stă așa la ușă, ca la ștafetă, ia dosarul, merge și fac, a făcut și el ordonanța de confirmare și ți-a dat clasare, poți să mergi să ridici permisul de conducere. Nu, nu, nu. Procurorul are și el 1000 și ceva, dacă cunosc procurori care au aproape 1500 de dosare în supraveghere, începând de la tâlhării, la evaziune fiscală, la braconaj, la omoruri și tot felul de fapte foarte, foarte grave. Cu toate acestea, din experiență, mai durează și acolo cam o lună, două, până când procurorul confirmă soluția propusă de polițist, pentru că este evident dacă a ieșit negativ în analize, atunci va fi clasare. Și iată, așa au mai trecut încă două luni de zile. Deci avem 10 luni de zile în total. După care pleacă de la parchet ordonanța și soluția să se comunice șoferului. Vine poștașul, nu-l găsește, tot așa. Într-un final s-a îndeplinit această procedură. Mai durează câteva zile până când soluția rămâne definitivă. Pentru că, deși tu ca șofer ești mulțumit și mai mult ca sigur, nu o să ataci această soluție de clasare, tu abia așa să-ți iei permisul de conducere, nu se poate. Trebuie să aștepți ca ea să rămână definitivă. Și după ce a trecut termenul de contestație împotriva acestei soluții, abia atunci poți să mergi cu ordonanța procurorului și cu referatul polițistului să-ți ridici permisul de conducere și iată că a trecut aproape un an de zile, timp în care tu ai rămas pe nedrept, din punctul meu de vedere, da? Fără permisul de conducere. Și acest lucru a fost lămurit acum de legiuitor și se stabilește că în momentul în care au venit analizele de sânge, tu trebuie să primești permisul de conducere înapoi. Într-adevăr, revin asupra remarcii pe care am făcut-o mai devreme și anume că nu există un termen clar, dar în cât timp este obligat polițistul să-ți dea permisul de conducere înapoi. Cert este că există un temei legal prin care să se poată restitui permisul de conducere fără să mai aștepți toate aceste proceduri greoaie, lucru cu care eu sunt de acord, pentru că niciodată nu m-am bucurat să văd că suferă o persoană despre care știu că este nevinovată, da? Dacă am analizele în față și văd că este nevinovată, eu personal am făcut tot posibilul să-l soluționez acel dosar cât mai urgent, dar de multe ori v-am spus, n-am putut chiar dacă am vrut. Au fost situații mult mai grave, dar urgente pe care a trebuit să le soluționez. Și da, mi se pare normal ca omul să-și ia permisul de conducere și să poată să conducă. Bineînțeles, dacă a ieșit pozitiv la substanțe psihoactive, o să rămâi fără permisul de conducere, fără drept de circulație pe toată această perioadă în care ești cercetat, plus perioada judecății până când o să fii condamnat. Dacă o să fii condamnat, da, asta nu depinde de noi, nu știm ce o să fie, fiecare caz diferă și vreau să fac această remarcă aici, că putea legiuitorul, dacă tot a făcut această modificare, să se gândească și la majoritatea românilor care pot să iasă fals pozitiv în alcool test. Poți, de exemplu, așa cum am dovedit și eu pe canalul meu de YouTube, să te clătești cu apă de gură și să sufli în aparatul alcool test și să ai o valoare de 2 și ceva, cred că a ieșit imediat după ce am clătit eu, dar nu știu, dacă ești oprit după un minut, să ai 0,45 în aparatul alcool test, ceea ce înseamnă că ești cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni și anume de conducere sub influența alcoolului. O să fii condus să-ți se recolteze probe de sânge și la fel, într-o săptămână, două, dacă s-a făcut plata, apropo aici, dacă vă grăbiți și nu mai vreți să stați după statul român să facă plata cu tot felul de adrese, rapoarte și tot felul de proceduri, bineînțeles că aveți posibilitatea să achitați voi la serviciul de medicină legală, anunțați polițistul de caz că ați făcut acest lucru, eventual îi dați și o copie de pe chitanță ca să poată el să arate la medicina legală și atunci aceste rezultate vor ajunge într-o săptămână la polițistul rutier și atunci se va ști ce se face cu cauza ta, da? Se dă clasare, primești permisul înapoi sau o să fii trimis în judecat. Și acum să continuăm. Dacă după o săptămână au venit rezultatele de la sânge și te dovedește că tu ai ieșit pozitiv în aparatul alcool test de la apa de gură, polițistul nu are această posibilitate, conform noii legi, să-ți restite permisul de conducere până la finalizarea cercetărilor, pentru că legiuitorul nostru drag și scump s-a gândit doar la șoferii care ies pozitiv la substanțe psihoactive. Din păcate așa se schimbă la noi legile,
nu se iau toate variantele în calcul și cred la fel că legiuitorul ar trebui să completeze această modificare legislativă. Nu știu, sunt curios să văd ce ziceți și voi. E bine sau nu e bine că s-a făcut această reglementare strict cu privire la cei care ies pozitiv în aparatul Dragnez? Cam asta am vrut eu să vorbesc pe acest subiect. Dacă mai aveți și alte curiozități, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar până data viitoare, fiți de bună credință!